Carantina prelungită cu 72 de ore la Timișoara este motiv de scandal între autorități. Orașul, dar și alte patru localități limitrofe ar fi trebuit să iasă aseară din carantină după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență nu a prelungit măsura. Din cauza numărului mare de cazuri de COVID-19, șeful DSU, Raed Arafat, a hotărât însă ca măsura carantinei să fie menținută, trecând astfel peste decizia luată local. Dacă primarul Dominic Friț a salutat inițiativa venită de la centru, președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a spus că decizia este, cităm, o bătaie de joc la adresa timișorenilor și o intervenție politică grosolană. Și prefectului de Timiș, Zoltan Nemet, i s-a părut ciudat, a avut o reacție publică în urmă cu puțin timp. Iată. Regret faptul că decizia nu s-a putut lua în CJSU și că a fost nevoie de o astfel de intervenție de la București. Pentru că dacă decizia s-ar fi luat în CJSU, cetățenii nu ar fi fost informați că se ridică carantinarea, ca după aia să ajungă duminică seara să afle că nu se mai ridică măsurile de carantinare și că acestea sunt prelungite. Este cunoscut faptul că Timișoara își dorește decizie locală. Situația dată a fost o situație excepțională. Este prima oară când s-a uzitat de acel articol care dă dreptul șefului DSU să ia măsuri temporare, inclusiv de carantinare zonală, pe o perioadă limitată de timp. Iar în direct acum cu noi este Alexandru Preoteasa, este vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Domnule vicepreședinte, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Foarte important de explicat că la două săptămâni după această măsură a carantinei luată acolo în municipiul Timișoara și în alte patru localități din jur, rata de infectare este peste 8, adică mai mare decât în momentul în care a fost implementată, instaurată această măsură. De ce ați votat? Că îmi imaginez că și dumneavoastră ați fost în asentiment cu ai dumneavoastră colegi. Ați votat, ați decis ridicarea acestei măsuri. De ce? Da, bună ziua, în primul rând, dumneavoastră și telespectatorilor. Personal nu am votat pentru că nu fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Din partea Consiliului Județean este președintele Alin Nica. Domnul președinte Alin Nica nu a votat pentru prelungirea carantinei, întrucât aceste măsuri sunt formale și nu au avut rezultatele dorite. Din 8 martie, aceste comune periurbane, comune dormitor de altfel ale Timișoarei, sunt în carantină. Prelungirea carantinei nu a dus la o scădere a ratei de infectare. Din contră, rata este din ce în ce mai mare. Considerăm că nu sunt eficiente aceste măsuri, considerăm că forțele, structurile mei stau fără folos în stradă zi-noapte și nu acolo ar trebui să stea ca și filtre, să verifice niște simple declarații, ci mai degrabă ar fi mai eficient să meargă pe teren și să vadă dacă se respectă normele, purtarea măștii și alte norme pe care trebuie să le respecte pentru a nu se răspândi virusul. Astăzi, de la Consiliul Județean, facem adresă către domnul ministru prin care propunem niște măsuri concrete care cu adevărat să ajute Timișoara și comunele periurbane, printre care implicarea medicilor de familie în procesul de vaccinare, înființarea unui centru drive-thru de vaccinare, prelungirea programului de funcționare la cel puțin 5 centre de vaccinare, după modelul pe care noi la Consiliul Județean, la Spitalul Județean din subordinea noastră deja l-am aplicat, și reoperaționarea unității mobile ATI din curtea Spitalului Municipal. Dacă reușim acest lucru, aducem 8-10 paturi ATI. Dacă ne mai auzim, domnule Preoteasa. Da, vă aud. Bun. Ce faceți dacă în scenariul în care de aici de la București, pentru că înțelegem în prima ședință de guvern, va fi discutată situația din Timișoara? Deocamdată știm că este prelungită măsura carantinei pentru următoarele 72 de ore, așa cum a decis șeful DSU în acest weekend. Miercuri cel mai probabil va avea loc o ședință de guvern. Dacă se prelungește pentru încă două săptămâni carantina în Timișoara, cum vedeți situația? Nu vedem o situație favorabilă. Noi sperăm ca autoritățile de la București să lase decizia local, cum este și normal. Noi aici, la fața locului, toți șefii de concentratelor, toți cei care fac parte din CZSU, 38 la număr, știu mai bine situația și așa este și normal să lase decizia la nivel local. Ar fi un chin pentru tot ce înseamnă
cetățeni, pentru mediul Horeca. Noi sperăm să nu se întâmple acest lucru și să, de miercuri, ca Timișoara și zona periurbană să iasă din această carantină formală. Și ce veți face, totuși, dacă va fi prelungită? De fapt, asta este întrebarea. Ceea ce trebuie să facă orice cetățean. Ne supunem legilor, ne supunem deciziilor. De ce credeți că nu a funcționat, totuși, această carantină și că, dimpotrivă, a dus la o creștere a ratei de incidență? În regulă, mi-ați vorbit despre faptul că organele de ordine, acele filtre organizate de poliție, erau în puncte fixe și realizau, după cum spuneți dumneavoastră, și președintele Consiliului Județean, pentru că l-am auzit și pe domnul Alin Nica puțin mai devreme la Digi24, realizau polițiștii verificări formale mai degrabă, nu s-au dus în mulțimi, în aglomerații, acolo unde ar fi trebuit să intervină și să impună sancțiuni drastice, concrete în situațiile respective. Dar alți factori care au dus la creșterea acestei rate de infectare în Timișoara, care sunt? După cum s-a constatat, se pare că cei mai mulți se infectează acasă sau la locul de muncă, loc unde poți să te deplasezi liniștit în perioada asta de carantinare, și mult mai puțin se infectează la cumpărături sau luând masa în oraș sau în alt mediu. Noi mai avem aici o problemă la nivel de județ. Suntem județul care testează cel mai mult. Avem foarte multe companii multinaționale care alocă buget pentru a testa sănătatea angajaților și, în multe cazuri, chiar dacă stau acasă și fac telemuncă, sunt testați și se depistează foarte multe cazuri, chiar dacă sunt asimptomatici. Asta este, de fapt, problema pentru care rata este atât de mare la județul Timiș și, totodată, așa se explică de ce este atât de mare și în comunele acestea periurbane dormitor. Pentru că în aceste comune periurbane locuiesc majoritatea populației care lucrează în multinaționale. Aceste multinaționale testând foarte mult. Astăzi, la ora 14, domnule vicepreședinte, va avea loc la Ministerul Sănătății o întâlnire la care participă și reprezentanții DSU, INSP și experți în sănătate. O ședință la capătul căreia vom afla în ce fel se vor modifica criteriile de introducere a carantinei într-o localitate. Deci, dincolo de acele cifre seci, de pragul de 6 la 1000 de locuitori, când vorbim despre rata de infectare, să fie luați în calcul alți factori, pentru ca atunci când tragem linie să introducem un oraș sau o localitate în carantină. Trageți nădejde că în urma acestei discuții, în urma acestei ședințe, Timișoara ar putea scăpa de introducerea carantinei în următoarea ședință de guvern? Da, noi sperăm să se țină cont de cel puțin doi factori. Unul dintre factori este numărul de teste realizate la nivel de, să se facă tot un calcul, la nivel de, la 1000 de locuitori, de exemplu. Și totodată să se țină cont că sunt aceste orașe mari care atrag forță de muncă din altă parte, în alte județe. Și noi aici, deși în statistic avem o populație de aproape 400.000 de locuitori în Timișoara și 700.000 la nivel de județ, populația este în realitate mult mai mare. Sunt studenți, sunt muncitori care vin din alte județe și locuiesc aici. Dar ca rată de infectare se raportează tot la nivelul județului nostru. În acest moment, domnule Preoteasa, care este mai exact rata de infectare pentru municipiul Timișoara? 8 și cât? Nu știu să vă zic la virgulă, 8, peste 8. Peste este oricum 8. Mai mare față de acum 2 săptămâni, când am intrat în carantină, ceea ce denotă faptul că nu a ajutat această carantină. Și mai mult de atât, v-am spus, comunele periurbane sunt de mai de mult timp în carantină și acolo avem aceeași situație, rată în creștere. Mulțumesc tare mult, am stat de vorbă cu vicepreședintele Consiliului Județean Timiș. Timișoara și alte 4 localități limitrofe, vă reamintesc, în continuare în carantină, după o decizie a șefului DSU Raed Arafat din acest weekend, care a prelungit pentru 72 de ore această măsură pentru municipiul Timișoara și celelalte localități. Asta în ciuda faptului că la nivel local, în cadrul CJSU, decizia a fost de ridicare a carantinei după 2 săptămâni în care a fost instituită această măsură.